Momente de groază surprinse într-un troleibuz din Capitele. O tânără ar fi spart o sticlă și a început să-și taie venele. Aceasta și încă doi amici ai ei au ajuns la poliție. Totul a avut loc în seara de 19 septembrie, în jurul orei 22, într-un troleibuz de pe ruta numărul 12. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare de către un martor ocular. Văzând ce se întâmplă, șoferul troleibuzului a oprit pe strada Bogdan Voievod. Speriați imediat, toți pasagerii au părăsit vehiculul și paralel au chemat poliția. Tânăra însă și-a continuat spectacolul și afară. Aceasta mergea prin mijlocul șoselei, printre mașini și striga în gura mare. Oameni, poliția! Ofițerul de presă de la Regia Transport Electric Chișinău, Felicia Rusu, a declarat că tânăra se afla în troleibuz cu încă doi amici și toți trei au fost preluați de poliție și duși la inspectorat pentru documentarea cazului.